vrea să vină doamna director general, dar din diferite motive a venit două proprietari Colcov, care este vice-director general al Biroului Național de Statistică. Și vreau să întrebați, dar ce v-a invitat dumneavoastră, dacă vin noi la audiență cetățenii? Dar de ce e dumneavoastră știți că de data 25 mai v-am informat despre asta, pentru că 25 mai este trec în Moldova, să fie destul de desfășurat rece sământul populației și a locuinților. Deci ultimul rece sământ a fost în 2004. De ce dumneavoastră sunteți acei care nebelucită să fiți implicați în această operațiune, cum v-ați spus așa? Să știți că de asta mult de timp, de când viitor, banii sunt parte a numărului populației din sat, sunt mai multe lucruri. De aceea trebuie de determinat serios, ca știu întrebări ce avem noi astăzi de Republică. De aceea dumneavoastră au solicitat ca să vă invităm pe dumneavoastră primarii și secretarii primărilor, care e până de când cum eu zic că sunt implicați în acest lucru. Și domnul Vitaliu să vă lămurească ce trebuie să facem noi ca această să trece la cel mai înalt nivel. Pentru că, încădată, repet, e de importanță extraordinar de primare pentru activitatea din această noastră mai departe sunt aceste date. După asta, cred că vouă ori dumneavoastră ca prefer, noi o să mai rămânem cu dumneavoastră, acolo am înțeles ce a fost scris la audiență personală, și dumneavoastră dacă aveți careva întrebări personale, numai de grade de statistică, dumneavoastră este ca reprezentantea guvernului, deci chestia orice întrebare, urmă ele se materializează, deci se prezente la guvern și la ministerul respectiv pentru a primi răspuns. Noi o să rămânem în sală cu dumneavoastră și o să lucrăm cu ori 45 de minute cu întrebările vitale ale noastre, deci acumulări la buget, mesul valorificării investițiilor capitale și care probleme noastre de întâmpinați în acest lucru. Pentru că, după cum știți, avem alocația noastră subiei mult mai mari ca în liceu și trebuie să valorificăm. Cred că o maximum o oră, cred că poate fi mai puțin cum am zis, 45 de minute, o să lucrăm după asta. Și ca să nu mai vreau să vă spun că mâine la noi în raion avem reprezentanța a 5 ministerii, cred că la nivel de viceministri, vorba de Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului. Deci sunt invitați, domnule primar, nu vă invităm nici pe dumneavoastră, secretarii, dar sunt invitați, deci, managerii de educație, pe instituție preșcolară și pe educare, șefii centrului de sănătate, nu medici, din sat, medici trebuie să rămâne acolo ca să nu se primească pacienții, deci licienii, șefii casei de cultură, bibliotecilor, și aspect social, lucrător social. Deci scopul acestor întâlniri este, astăzi cred că toate raioanele, pentru a ne convinge pe noi. Da, deci despre care ne vorbesc. Dacă dumneavoastră doriți să veniți și dumneavoastră, costumim sala mare sau din locul pentru toți. Deci pentru avantajele integrării noastre în Europeană, și chestiile să fie discuții, pentru că populația la noi mult cunosc. Mi-ați vedeți să facă și interviuri, oamenii nu știu ce e asta, ce se mănâncă și ce să avem rezultate. Toate că avem deja foarte multe lucruri. Tot ce se face la noi azi, tot ce se construiește, azi toți banii care vin la noi, inclusiv care din astea este implementată în bărmării, sunt banii europene, în mare majoritate. De aceea, care doriți să mâine să fie doriți, dar vă rog primarii să contribuiți la această persoană care nu știe în față să fie doriți. Asta ca introducere, acum cu cel mai detalii, dar vreau să fie bună. Mi-a ușurat cu lucrul meu, adică a făcut partea introductivă, ca să nu pierdem mai mult timp. Pentru că putem trece deja la subiect. Într-adevăr, ca reprezentant a guvernului, pot fi discutate orice întrebări, orice chestiuni, și în audiență particulară, și acum, deci în această constăpire, dar este normal și
să încep de la faptul, de la cel mai prioritar lucru pe care noi acum ne ocupăm. Deci, Biroul Național Statistic nu mai se cunoaște. Este organul statistic sau organul de stat care deci oferă, asigură partea informațională a societății, a statului nostru. Și nu mai statului, dar în întregii societăți. Păi iată, din multitudinea de informații care noi le colectăm, prelucrăm, acele publicăm, seminăm, vedem că operăm cu milioane și milioane sau zeci de milioane de cifre. Reținutul populației și ziutatea aceasta și a locuinților este cea mai importantă lucrare noastră. Este, de fapt, vitrina statisticii. De felul cum este organizat și petrecut reținutul populației, deci depinde imaginea statisticii noastre. Acest exercițiu, după cum a spus domnul președinte, trece odată la 10 ani. Primul recensământ în perioada de independență a avut loc în 2004, octombrie 2004, și acum suntem la al doilea recensământ independent. Diferența, eu știu, particularitatea acestui recensământ este că, pe data aceasta, vor fi recensați nu doar oamenii, nu doar populația, dar și locuințe. Deci partea aceasta este pentru noi nouă, deci cu asistența experților, specialiștilor în domeniu, deci am asigurat partea metodologică, organizatorică și noi suntem gata, de fapt, de a trece și recensământul locuințelor. Eu o să vă informez pe scurt despre cum decurg lucrurile, deci pregătirea, și după aceea, dacă o să fie careva întrebări, putem să discutăm, pentru că am înțeles că aici este grupul țintă, deci acele persoane care vor lucra sau vor lucra împreună cu dumneavoastră cel mai strâns, că se vorba de aceste publice locale, primarii și dosieri secretare. Deci, de ce felul cum dumneavoastră veți înțelege și veți susține în petrecerea acestui sunt, care depinde foarte greu și cam mic și de calitatea dată colectare. Deci, inițial, prin legea 90 din 2012, a fost stabilit ca recensământul populației și locuinților să aibă loc în perioada 1-14 aprilie. Dar noi suntem în 15 aprilie, dar ar fi trebuit deja ieri și terminat recensământul, dar din diferite motive, inclusiv financiare, Parlamentul Republicii Moldova, câteva timp în urmă, a modificat legea și respectiv termenul de organizare a acestui recensământ, care va avea loc în perioada 12-25 mai. Deci, timp a rămas, sigur, foarte puțin, mai puțin de o lună, dar lucrările care au fost efectuate până acum permit ca noi să ne încadrăm la acest termen și să realizăm recensământul la cel mai înalt nivel. Dar iar nu depinde totul de conlucrarea între noi ca organizatori, autorități publice centrale cu cele locale. Deci, nu știu dacă e cazul să mă opresc la cele, să enumer acele 10 și 10 de acțiuni și activități care au fost efectuate. Așa, doar la major, o să vă informez că a fost elaborat chestionarul, sau chestionarele, sunt recensământ, cu 4 la 1. Și sunt și de locuințe și de persoane. Chestionarul a fost metodologia respectivă de colectare a datelor. Deci a fost modificate esențial, fiindcă am beneficiat de suport metodologic din partea celor mai puternici experți în domeniu. Deci a fost creată un board tehnic de consultanță la nivel internațional din 6 persoane din diferite țări, Israel, Elveția, România, Turcia, Macedonia. Deci acei experți care sunt cei mai buni experți în domeniu, cum am spus, și ne-au ajutat nu doar la elaborarea chestionarului, dar și la alte activități de care aveam nevoie, cum am spus,
pentru pregătirea, lucrările de pregătire pentru sfârșitul Sfântul Locuinților. Deci, practic, luni, marți, când a trecut, a avut loc al treilea acord, zicem așa, a treia ședință, acestor experți care au făcut evaluare, a treia evaluare a situației stilei de sământ, și, sigur, au venit cu recomandări, deci cu ajuste, și, în principiu, părerea lor este că lucrurile de tot la un nivel satisfăcător și, și acele recomandări care au fost de către ei expuse de anterior au fost s-au ținut cont de ele. Deci, o să avem o plină etapă de a efectua acest sesiune. Deci, din nou, o lucrare sau activitate majoră, importantă, este selectarea și încadrarea personalului de sesiune. Cred că asta este și mai important decât multe altele, fiindcă toate problemele tehnice, financiare, și cunosc că dumneavoastră ați creat la timpul respectiv, în toamnă, Comisia Rândală din Creditarea Resimântului Populației și Locuinților, așa cum a fost creată Comisia Națională pentru Resimântul Populației și Locuinților, în funcție cu trei ministruri Republicii Moldova, în care fac parte mulți miniștri, adică așa, nu tot guvernul, dar o jumătate de guvern, deci miniștri fac parte din această comisie. Dacă la Sfântul precedent era la nivel de vicepreministru și respectiv poliție și așa mai departe. Deci, această comisie regională va coordona efectuarea lucrurilor în teren, acea perioadă de 2 săptămâni, da, și până, dacă va fi nevoie, și după, și respectiv va ține legătura cu Comisia Republicană, Națională și cu Biroul Național de Serviciu. Deci, este necesară implicarea tuturor factorilor de decizie la nivel local, fiindcă vreau să înțelegeți că Regisimentul deci nu este a Biroului Național Statistică, dar este a întregii țări și a fiecare locuitor în parte. Iar factorii de decizie, mai ales la nivel local, sunt cei mai interesați și mai interesați ca acest regisiment, acest exercițiu să fie creziut. Mi se spunea că voi sunteți responsabili, în care, da, dar Biroul Național Statistică este organul responsabil cheie, dar nu doar noi. Și, adică, voi efectuați acest lucru, pentru că voi sunteți responsabili. Dar lucrul acesta este imposibil, pentru că deci, Direcția de Statistică Regională lucrează 7-8 persoane și evident că numărul acesta de personal nu poate să se sprăvească cu multiple sarcini și activități care sunt necesare efectuate în scurt timp. De ce solicit la dumneavoastră pe care fiecare, mai ales primarii, secretarii, și, după cum am spus, este important acest lucru la selectarea și angajarea personală. Deci, dumneavoastră sunteți acei care cunoaște cel mai bine fiecare persoană care potențial candidat în toate încadrarea ca recenzor. Și înțeleg că am mai fost și în altă reuniune și se spune că nu prea ai unde alege, adică mulți sunt plecați, unii care ar putea face față sunt încadrați, deja și nu pot să participe, dar chiar din cei care sunt rămași și disponibili, vă rog, cu toată seriozitatea să angajați sau să propuneți candidaturile cele mai potrivite care să fac față. Pentru că noi, în partea noastră, suntem responsabili pentru instruirea acestui personal, recenzitori, șefi circumscripti, șefi instructori. Dar este important să ai cine instrui, pentru că dacă persoana nu are potențial și nu vrei spune acel criteriu care nu l-ai înaintat, evident că nu se va isprăvi și nu va face față lucrurilor. Deci, ne-am ciocnit și cu alte probleme, zicem așa, și în 2004, dar chiar și la Sfântul de Probă, din aprilie 2013, când la solicitarea candidatorilor pentru încadrare, se propuneau criterii, nu știu, politici, de rudenie și așa mai departe. Deci noi, în condițiile noastre de încadrare, criterii, cum am spus, nu stipulăm că să fac parte dintr-un partid sau altul, sau din să fie rude sau nu, noi absolut nu sunt interesați după acesta și fie rude sau nerudă primarului, dar important să facă față, deci să corespundă cerințelor. Atunci lucrurile vor merge bine.
sperăm că lucrul acesta va fi efectuat cu succes la dumneavoastră și vor fi selectate și încadrate cele mai bune cadre. De acum, de noi depinde instruirea lor și vreau să informez că chiar ieri, în curs de zile, la Chișinău, la dialog, sau a loc seminarul de instruire a șefilor de direcție vice-perțuale cu statistică, plus responsabilii din cadrul direcției, deci în fiecare direcție secției de avionă sau secției de director, a fost încadrat un responsabil, care taxa la nivel de adjunct a șefului, deci ei nu vor fi cei care vor va trebui să facă față sarcinilor. Deci și respectiv dânșii vor organiza pe viitor, în scurt timp, vor organiza instruirea șefilor de circunscripții, circunscripțiilor consulori și deci acelor soldați care se vor duce în divin recenzori. Deci lucrul acesta este foarte, foarte important. După care urmează ca importanță organizarea campaniei publicitare. Deci, o formă promotorilor, deci de această campanie se va ocupa o companie specializată, pentru că noi nu suntem specialiști în domeniu, deci a fost selectată prin tender deschis, o companie care pregătește tot pachetul de documente, de postere, de deci, acele mijloace necesare pentru a face publicitatea vizuală, dar și cei care vor instrui, deci persoanele care vor fi responsabile pentru publicitate. Și, după cum am spus, este nevoie ca diferite căi să ajungă la fiecare locuitor al țării noastre informația că în această perioadă va avea loc reținutul populației și copiinților și este importanța conlucrării cu noi, recenzorii, de a prezenta datele. Aici, clar, sunt reticențe și reținutul de probă ne-a arătat acest lucru, fiindcă lumea cu părere de rău, acum, așa știți cum, nu prea dorește să prezinte informații, invocând diferite motive, deci, secretul, așa, date personalizate, deci sunt teme care pot fi utilizate în diferite scopuri, eu știu, scopuri fiscale și așa departe. Deci, vă rog și dumneavoastră, și când vom organiza și campania publicitară, evident că, deci, vom, iar din nou vom spune că datele reținute populației și locuinților nu vor fi utilizate din alte scopuri, ci doar în scopuri statistice. Deci, niciun fel de scopuri fiscale sau de altă natură nu pot fi conformate. Deci, întrebarea noastră este așa, respectiv cea dumneavoastră către locuitori, să fie cât mai deschiși și să răspundă recenzorului, în primul rând, deschide ușa, să zicem așa, pentru că dacă la țară poate sunt de probă arătat că în mai puțină măsură este această problemă, deci pentru că, cum am văzut noi, primarii, spitalii, deci aleg care recenzori persoană și pentru că aceasta este solicitarea noastră, o condiție, zicem, să-i ales persoane oneste care au trecere, zicem așa, au stimă din partea cetățenilor și atunci ei sunt deschiși, dispuși să prezinte această informație. Când la orașul lucrurile sunt mai complicate. Deci acolo, fapt și la dumneavoastră, în plenier sunt multe locuri care poate sunt închise, nu locuiesc sau chiar dacă la cuște zile nu este nimeni acasă, deci va trebui recenzorul de nou și nou să viziteze acele locuințe și totuși să pătrunde în mare majoritate a locuințelor pentru a vedea cine acolo locuiește și a-i recenza. La oraș, v-am spus lucrurile, deci cu Chișinău, cu Dălți și altele sunt mult mai complicate, pentru că acum deja s-au barecadat tot felul de domofoane, de sisteme de semnalizare și va fi complicat chiar în sfârșit într-o clădire. Dar, mă rog, este probleme care noi acum ne confruntăm cu ele și suntem în faza de rezolvare a lor. Deci, odată ajungi la fiecare locuitor, deci rugămintea noastră este de a-i face, a-i convinge să prezinte toată informația despre sine ca persoană și familia sa și respectiv despre clădiri, locuințe unde ei locuiesc. Deci, și de calitatea acestor date, cum a spus și domnul președinte, depinde în mare parte activitatea tuturor localelor ferii și numai în următorii 10 ani.
unde deoarece în 2004 am avut probleme la acest capitol, deci cred că și la dumneavoastră în raion și în primării s-au confruntat cu faptul că numărul de locuitori care au fost publicați, adică acei numărul de locuitori din primările respective care se găsesc în publicația noastră, nu corespund cu ceea ce dumneavoastră unii dintre primarii afirmă. În unii cazuri numărul poate fi mai mare decât sunt date oficiale, în alte cazuri numărul. Și ca să nu avem această problemă, noi într-adevăr trebuie acum la maxim să utilizăm această oportunitate pentru a vedea care este numărul precis de locuitori, atât la nivel de țară, cât la nivel local. Lucrul acesta este posibil, evident că noi nu vom putea controliza chiar absolut 100% lucrul acesta este imposibil, oamenii nu sunt, nu știu, careva obiecte, se mișcă, dar cu marge de eroare, cum așa, acceptabil lucrul acesta. Întâlniri cu experții de cercetare internațională, că v-am spus, deci ei, inițial, cum ne-am pregătit primul variant, sau primul draft, primul proiect de chestionar, ei, uitându-se la acele întrebări, ei ne-au reproșat că nu corespunde standardelor internaționale chestionarul nostru. Adică le-a... deci, clar că sunt un șir de recomandări, deci, care se aprobă din fiecare rând al examenului. Deci, în 2006, de către Conferința Stațiilor Europene, a fost aprobat un manual sau un set de recomandări, cred așa de gros, 400 de pagini, în care sunt de-a fi la cără expuse toate recomandările, deci, tot cestiunii de examen. Și fiecare țară, dacă organul statistic ia acest manual, ghid, dacă îl implementează în țara sa, deci care se presupune că deci, este efectuat conform recomandărilor internaționale și date sunt calitative și corespund cu standardele internaționale UE. Și când au văzut întrebările ce sunt de migrație, de această populație, ei au spus că nu. Deci, ce ține de ce implicații totale, care sunt recomandările. Deci este așa numită definiție reședință obișnuită. Consider că dacă persoană este plecată mai mult decât 12 luni de țară, ea nu este expusă de cenă. Și este exclusă. Noi încercat... Dacă e la 12 luni, plecat. El este expusă de cenă. Deci este expusă de cenă. Deci, noi avem un număr destul de mare de cetățeni care se plecați mai mult de 12 luni, cum aștept. Da, dar deci migrația aceasta circulară. Și noi am încercat să explicăm și credem că i-am convins că am spus foarte mult că nu chem așa, dar cu așa abordare. Noi trebuie jumătate de informații sau bine, nu jumătate, dar număr foarte mare de cetățeni se exclude din număr. Deci nu de întâlnit, asta era spus. De naturare, nu de informații. Și, după urmă, deci am propus soluție, fiindcă am publicat experiențelor și experiențelor, au văzut reforme. Ceea ce am propus noi în chestionarul, deci deja care lucrurile s-au aprobat până la trecută, deci va permite ca să avem toate, deci, toți acești indicatori conform standardelor internaționale. Deci vor fi chestionați și recenzați toți, deci toți care sunt plecați, dar clar va fi, deci în unele rubrici vor fi inclusie sau cum spune, evidențiați de cât, ce perioadă plecat persoana. La 1,3, la 3,6, la 6,9, la 9,2, la 12. Deci, informația de ce plecat, prezentată de cei care sunt prezenți, deci rudele vine pe familiilor, sau de autorități, unde ne explicați. Deci, noi sperăm că de data aceasta vom obține, în sfârșit, numărul celor plecați pe care, fiindcă un număr, cum am spus, domnul deputat de migrație de circular, care lucrează 3 luni, da? Sau cât 90 zile lucrează, vin din nou, iar din nou pleacă, își găsesc lucruri, iar din nou pleacă, și găsesc cu oamenii noștri, care nu putem să se excludem, dacă ar fi să urmăm recomandările lor. Deci, sperăm de data aceasta noi să avem un tablou real a migrației, deci a statisticii migrației, și să știm câți avem stabilă, care, deci cu reștiință stabilă, câți avem migranți circulari, câți avem plecați și sigur că vor fi unii care au plecat de 5-7 ani și deja și-au luat șovie, aceia deja nu vor mai fi fost
Vedea fiecare în caz în parte. Dacă el are legătură cu țara, cu deci localitatea și nu are un total, în care au plecat și gata, deja au primit cetățenii în Italia și nu mai... Acum mai e și bunei sau rudii care le vizitează. Ăștia nu sunt sani, nu știu să spune așa. Părere de rău. Dar cei care îi leagă aici, deci au copii, au rudii, au rudii, în caz, să știi, vor întoarce fiind cu mare, cu oameni, vreți, cu vreți, dar vor întoarce. Și aceștia sunt jucătorii care vor fi licențați. Recomandăm. Eu mă ziceam pe dată de voi. Voi sigur dați și răspunsuri acolo. Ce problemă? Dacă... Dacă sunt o dată mare așa, dacă nu știm că pleacă la oraș, e un chinii apartament în altă, el știe de la evidență în sat. Da. Cum ai și repris? Nu scurt la evidență. Are casă în sat. Are în sat, dar el știe de evidență în sat, așa de la Chișinău, la chinii apartament. Nu creează acolo. Unii s-au prins. L-am prevăzut în chestiunea, adică s-a întrebat o întrebare, deci circulația persoanei și cât de frecvent se întoarce în localitatea ta. Odată în săptămâni, sunt cei care, de exemplu, studenții, dar pleacă și sunt văzut pericul din acasă. Odată în lună, odată în perioadă, odată în șase, sau odată în an. Și atunci lucrul ăsta, deci, va fi... Dar să așa, pescuit, în mine. Deci, clar că persoana nu poate fi dublu motorizată, deci nu recenzată. E trebuie să fie undeva, dar este o întrebare unde spune unde se află preponderent. Deci, acum va fi recenzată. Dar nu, dar nu are includerea codului personal, INDG-ul, da? Da. Dar nu a fost ținut de către Parlament, chiar de la modificarea legii, s-a propus conform recomandărilor, nu a fost ținut din diferite motive, sunt locul în care va legi și codul personal. Clar că ar fi fost mult mai simplu pentru noi. În bază de date, e codul personal și automat. Dar, din diferite motive, mă rog, nu a fost aprobat de către Parlament, ținut. Dar din acele caracteristici care sunt incluse în gestionar, persoana poate fi identificată. Foarte, foarte puțin cazul va ții când cu același lucru e numele familie, prenume, deci anul și ziua naștere, poate fi mai cazul pe care sunt în 3-4, care nu sunt esențiale de plus, de aceea, dublările pot fi vom efectua acest exercițiu comun, să ne susțineți cât de rezultatele Thank you.